Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul meu de YouTube. Astăzi suntem pentru prima dată pe Rockcraft 2 într-un episod. Așa că dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați să apăsați pe butonul de like la acest videoclip, să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți deja abonați și să activați clopoțelul pentru toate notificările. De început o să ne construim o casă, dar Mr. Silver, de ce nu mai intri putoare? Yeah. Nu, de ce nu mai intri putoare? Ha, putoarea. Bulangiu, tipul care a scris. În fine, ideea este că o să ne construim prima casă. M-am gândit la o chestie interesantă, având în vedere că aniversarea canalului a fost ieri și ziua mea de naștere, deoarece filmez acest episod pe 31 august, o să construim casa din Minecraft copilul toxic în Rockcraft 2. Aceea va fi casa mea, nu este una prea frumoasă, era una destul de urâtă, dar o să fie interesant pentru că a fost prima mea casă construită într-o serie de Minecraft pe YouTube, așa că de ce nu? Deci haideți să ne gândim așa. Deci o să trebuie să-ți dau ăsta la o parte, să-l sparg, pentru că n-am nevoie de el. Am prea multe chestii care cred că n-au loc toate. Au! Am căzut. În fine, o să trebuiască să astup gaura aia într-o zi. Deci să-mi pun chestul undeva. N-am și un chest, ceva în inventar? Nu. Bă, mi-au dispărut itemele! Bă! Adică stați că a apărut chestia aia. În fine, haideți să punem și chestiile astea pe aici, că n-am ce face cu ele. Adică, de ce nu? Să nu că mai pot să deschid acum. Dă-l naiba. În fine, o să construim prima casă din Minecraft copilul toxic, dar o să încep ceva în genul acesta. Și știu exact cum era. Era de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 în partea aceasta. Bă, ca lungime nu mai știu exact de cât era, dar știu că era de vreo 10 blocuri, cam așa. Am revenit, am aflat că era de 10 lungime cu acest bloc, adică încă 9. Și bine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci cam atât de lung era casa și cam atât de lată. Haideți să facem direct așa, să facem podeaua. Bă, mi-am dorit să fac această casă, deoarece, bă, e prima casă care am construit-o pe YouTube, așa că doresc să readuc amintirile în Rockcraft 2. Amintirile vechi, mă refer. Așa că voi construi casa asta care este una simplă și urâtă. Chiar e urâtă. N-am ce comenta legat de asta, dar, bă, era dor să văd casa asta undeva. Așa că o facem din nou. Deci haideți să terminăm podeaua. Vreau să vă arăt cum o construiesc, să vedeți și voi la final dacă arată exact ca acea casă din Minecraft cu copilul toxic. Dar sigur nu o să vă placă, că nici acolo nu vă plăcea. Și după aia vine așa direct, așa, peste tot. Știu că la intrare avea foarte urât, că nu avea geamurile lipite de ușă. Bine, erau două uși la intrare și știu asta. Adică vine ceva în genul, stați puțin, două uși aici pe mijloc. Și vine pac, pac, direct două uși. După aia în sus, mi se pare că venea, nu mai știu cât venea în sus. Cred că în sus veneau vreo, veneau două geamuri și după aia venea încă un bloc. Dar nu dacă era imediat acoperișul. Dar oricum, dacă facem cu unul înalt, nu cred că strică neapărat. Deci 2, 3 și la al patrulea punem direct așa. Și ne apucăm să facem pe aici. Bine, casa o să termin imediat. Vă dați seama, dar am zis că așa, ca prim episod, să fie chestia asta. Oricum, în următorul episod am planuri mult mai mari. Deci acest episod este un episod minuscul față de ce idee am pentru următorul episod. Evident, dacă vă susținere la acesta. Adică dacă vă că nu vă uitați, că nu vă place, nu mai vin cu următoarea idee.
pentru că mi-am dorit și pe live să fac un mega proiect. Dar ce să faci mega proiect, că oamenii mei mă dădeau pe Survivor, eu nu mi-am dat creat OP pe laptop, pentru că aceasta este o copie și nu am pe ea, pe această copie OP pe laptop, le-am zis de nu știu câte ori că să-mi dea înapoi, ei mă trolau și-au bătut joc de mine. Pur și simplu, cum se supăra pe ei, nu e treaba lor, dar eu chiar m-am supărat, sincer. Bă, de fapt, stai cum vine, mă, nu cred că e prea înalt, de fapt, că vin două, ba nu mă, că vine acum prejurile, perfect. Dar oricum am supărat, sincer, pe Infernal și... Infernal și cu cine era? Andrei, da. Bă, eu nu zic că nu mă... Dar dacă eu vă spun că vreau să fac ceva... Și-au bătut joc de mine pe live-ul aniversal până la urmă. Eu le-am zis că vreau să... Să pusă mă sau nu? Dispăru. Că vreau să fac ceva, ei nu, nu, că... Ne bătem joc de Silviu în continuare și... N-am mai apucat să fac nimic. Oricum, m-am enervat și... Am intrat pe Hobo, n-am reușit să fac nici pe ăla nimic. Și după... M-am băgat pe Rocket League. Pe ăla chiar am avut niște meciuri bune, având în vedere că nu am jucat Rocket League niciodată pe laptop. Și na, acolo se vedea prost, l-am făcut mai mare și n-am mai mers. Bă, mă bucur că pot să pun așa. Adică pe Java nu cred că a ajuns atât de sus. Mă, de ce dispare? A, perfect. Facem și noi așa. Mergem, acolo n-ajunge? N-ajunge, aparent. Ne ducem așa în linie. Pune-mă. Știu că poate o să fie plictisitor pentru voi, dar îmi doream să fac un episod așa chill, în care să nu mă chinui prea mult, să nu mă enervez dintr-o chestie stupidă. Așa n-o să doar construiesc casa asta. O să vedeți și voi ăștia noi de pe canal, practic, cum arăta casa din Minecraft copilul toxic, prima casă care am făcut-o pe YouTube. Așa că de ce nu? Și aici aveam două scări. Aici aveam două scări și cred că am la fix. Bă, cred că am avut la fix. Bine, eu aveam două scări doar așa, ca să înțelegeți. Eu n-aveam aici pe margini, dar eu o să pun pentru că mai am două în plus și e mai ok așa. Evident, oamenii care nu o să vadă episodul o să zică ce e monstruozitatea asta, dar cine se uită o să-și dea seama care e faza cu casa. Aici nu m-am gândit. Stai mă că mai erau două blocuri aici. Ba da, exact așa e. Aici mai veneau două blocuri. Dar de unde, că eu mai am unul? Firar să fie. Îl punem și Ciuciu, că nu mai are Silviu blocuri. În fine, măcar mi-ajung geamurile, sper. La astea chiar fac urât, că zona cu nisip e cam departe de mine și nu-mi doresc să mă duc acolo. Acum o să și mobilez această casă, exact ca în Minecraft cu copilul toxic. Adică două paturi galbene care nu le am și o să trebuie să-ți fac rost. O să dureze ceva până fac rost de acele două paturi galbene. Dar în afară de acele paturi, mamă, nici geamurile nu mi-ajung, nu se poate așa ceva. Dar mi-a sucut timp că nu mi-ajung geamurile. Nu se poate. Cred că o să punem pauză la episod și revenim cu lemn și geamuri. Că nu ne ajung, aparent. Am revenit cu materialele de care mai aveam nevoie. Așa, aici vine un pat. Aici vine un pat. Și nu mai știu ce avem aici. Aici cred că aveam un crafting și un furnal, din ce țin minte. Și aici nu știu dacă era ceva. Dar, acum o să mă uit peste episod dacă e nevoie. Este că am terminat casa în principiu. Da, cam aceasta era casa din Minecraft cu copilul toxic. Aici aveam un pat galben. Aici mai aveam un pat galben. Și... iar mi s-a făcut foame surprizător. Și aici aveam... nu, aici aveam un furnal și un crafting table. În rest nu știu aici dacă mai era ceva sau dacă am apucat să pun. Ideea este că... Asta este casa, practic. Nu era ceva incredibil, dar cam asta este casa din Minecraft cu copilul toxic. Evident, trebuie să o mobilez acum, o să trească să plec din nou, dar să-mi las lucrurile în cest de data asta, pentru că nu mai am loc la mine. Gata, am făcut rol de materiale de care aveam nevoie. M-am uitat puțin și peste primul episod din Minecraft cu copilul toxic. Și am văzut că exact aici, în dreapta, erau
un furnal și un crafting table. Patul erau exact așa și acolo e un furnal și un crafting, așa că o să luăm furnalul și craftingul. Bine, o să iau unul din ăsta, un crafting și un furnal, dar nu știu dacă mai am așa, dar nu știu dacă am tănăcop la mine, așa că luăm pe acesta de aici și luăm un furnal. Cam asta ar fi casa din Minecraft cu copilul toxic, aparent, pentru că nu aveam mai multe chestii. Evident, în al doilea episod, dânceți în minte, aici în stânga casei, știu că făcusem și un gard, ceva în genul până aici și după aia mă dusesem până aici. Aici vreau să sunt niște animale, dânceți în minte. Și dacă am făcut așa, o să fac exact la fel. Adică în următorul episod, când o să fac altceva, o să revin la început, o să pun gardul aici și o să mutăm grădina, dar momentan lăsăm așa. Ideea este că am vrut să fac casa asta, să-mi aduc aminte de unde am început pe YouTube. Deci, am vrut să-mi aduc aminte de unde am plecat cu această casă și cu un om care mă omora non-stop. Deci, pot să zic că m-am întors în urmă cu 4 ani, văzând această casă. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, măcar pentru nostalgia acestei case, cel puțin oamenii care au mai mult de un an știu despre ce este vorba, pentru că am mai făcut casa asta și pe Rockcraft 1, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Și abonați-vă la canalul meu dacă nu sunteți abonați, activați clopoțelul dacă nu este activat pentru a primi notificări de la toate clipurile mele și să dați un share mai departe la prietenii voștri, pentru că de ce nu? Poate o să le placă contentul meu de pe YouTube. Noi ne revedem data viitoare la un nou episod. La revedere!